Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Ăsta este un vlog special făcut către staff să vă aduc la cunoștință și concurenților din casă care urmează să fie hăituiți și batujocoriți în mediul online de către susținătoarele lui Garcea, și anume SAS. Aseară pe live-ul ei am auzit cum se pregătește defăimarea Biancăi în online și a lui Patrick, inclusiv a staff-ului, și vreau să vă spun, dragii mei, că această individă, cum ați văzut-o aseară pe live, are o problemă. Ea nu are nimic la picioare, la cap are ce are. Tanti Geta, părerea mea, că până la sfârșitul sezonului se va întâmpla o nefăcută cu ea. Nu de alta, dar țipă prea mult. Aseară, după ce am închis live-ul meu, am primit filmare de la ea, de pe live, unde spunea că se urinează pe doamna Mantea, unde spunea că va începe jihadul, urla că va începe jihadul și se va începe o propagandă împotriva lui Patrick și a lui și a Biancăi, că nu se poate așa ceva, ce se întâmplă în casă, că stafful susține pe Patrick și că dă în Garcea. Din punctul meu de vedere, ceea ce am văzut la ea aseară m-a pus cu semnul întrebării, mi-a dat cu punct și virgulă. Bine că mă blesteamă și pe mine să fie la ea acolo, și pe doamna Mantea, și pe Alexandra, pe toată lumea. Femeia are problemă cu acolitele ei, cu aia bolnavă din chat-ul ei, și chiar am să rog toți telespectatorii raționali să meargă pe acel live și să dea raport în masă. Pentru că nu se poate această individă să facă același lucru pe care l-au făcut aceste bibișoare care s-au divizat în 11.000 de românași, în 11.000 de jandarmi. Acum sunt virgini și ciobani. Să facă chestii de genul ăsta. Ieri la ora 12 se vehicula pe internet că Robiță și cu Garcea au avut un clinci în vestiar. Că l-ar fi ciocănit Robiță pe Garcea și că Robiță ar fi primit o pedeapsă la modul două gale la rând, va fi în față și nu va avea acces la voturile publicului. Și dacă este votat din casă, va fi eliminat. Iar Garcea, și dacă va lua cecul, nu va avea dreptul să menționeze pe cine să scoată la eliminare. Așa se vehiculează, așa se vorbea și la Virginice pe live, la Viorela Lis și în online. Dar mie mi-a dat cu semnul întrebării. De ce această tanti Geta a început să urle referitor la Patrick? Acum eu stau și mă gândesc. Face și dumneavoastră legătura și în primul rând stafful, pentru că ei știu ceea ce se întâmplă acum în emisiune și inclusiv concurenții. Presupun că Robiță, pentru că umblă cu Denis, Garcea s-ar fi agitat în urma sărutului dintre Denis și Alexandra și ar fi făcut foarte urât. Presupun că s-a luat de Denis și atunci Robiță, fiind prieten cu Denis, i-o fi spus și el vreo două, ciobanul o fi sărit și o fi fost obraznic și atunci, pe semne că Robiță l-o fi împins într-un dulap sau știu eu ce capac i-o fi dat. Zic și eu, nu știu. Dar acum vin și vă întreb, de ce țipa tanti Geta de Patrick și vroia să-l distrugă? Dacă avea o putere, cred că îl desfința pe Patrick și pe Bianca, îi desfințau după fața pământului. Nu mai înțeleg. Care-i faza, măi? Cumva Patrick
a fost miezul din scandal, că prea mulți țipai măi, măi tanti Geta. Și de aici am să rog stafful să facă legătura. Dacă Patrick este implicat în această ceartă, este clar că Garcea i-a spus lui tanti Geta că în online Patrick nu este implicat în acest scandal. Este decât robiță Denis Alexandra. Și din cauza asta, Garcea ar fi avut o reacție urâtă în vestiar. Deci unde este problema? Și dacă este așa, dumneavoastră ca și staff, puteți pune piesele în puzzle și veți constata, cum spun de mult, că Garcea vorbește cu tanti Geta. Deci tanti Geta a promis că va face o propagandă și inclusiv la Puța, să-l ridice pe Garcea, să-l facă Sfântul Garcea și să-l canonizeze, cred că l-au canonizat deja, și pe Patrick și pe Bianca să-i desfințeze. Dragii mei, Patrick și Bianca, mare atenție! Mare atenție că vor începe cu mesaje în privat, cu blesteme, cu amenințări, cum făcea cu Sebastian și cu Roberta. Să vă dărâme psihic, în emisiune vă vor face cu capul Virginica, Garcea, Giulita și în online astea nesătule de cârnați, cârnățăresele. Mare, mare atenție! Și, dragele mele producătoare, doamna Mantea, vă rugăm din suflet, vă rugăm din suflet, faceți ceva odată cu acești concurenți. Deci a ajuns nebunia într-acolo să vă spună că se urinează pe dumneavoastră, că nu interesează de dumneavoastră, că cine sunteți dumneavoastră, această tanti Geta, susținătoarea numărul 1 a lui Garcea, că vă desfințează emisiunea și că ea face ce vrea și că vă arată ea cine e ea. Cât mai lăsați concurenții ăștia să-i dea amploare femeii care n-are nimic la picioare? Măi, dar de ce nu te agiți în halul ăsta să-ți faci curat? Măi, tanti Geta, și ai început să te urinezi pe toată lumea. Dar ce crezi, mă, să ne dai și foc? Dar ce crezi, mă, că urina ta e motorină, benzină? Ferească-mă Dumnezeu! Măi, să sunăm la 112, să anunțăm că e una veselă în libertate? Măi, femeie, ce ai? După ce că ai distrus emisiunea, acum ai început să urli și chiar vă rog frumos, dragii mei, telespectatori, în momentul când o vedeți că urlă și că amenință concurenții și că amenință stafful, filmați și să distribuim, să vadă stafful ceea ce face această individă cu frustratele ei din live. Să vadă toată lumea că nu mințim și că nu exagerăm, că femeia, iar Garcea, ori îl puneți să se dezică de astfel de femei și Virginica la fel cu susținătoarea ei, Viorela Lis, că astea sunt amândouă. Ori să se dezică de astfel de susținători, ori, doamna Mantea, dați-i afară. Dați-i afară că nu se mai poate cu tupeul lor. Deci au început să terorizeze telespectatorii, concurenții, să mă blesteme pe mine, pe dumneavoastră, pe producătoare, pe staff, emisiunea în sine. Ce mai țineți concurenții ăștia? Pentru ce îi țineți ca să se creadă aia atot puternică, că ea poate să facă toată, pe toată lumea cum dorește? Oare n-ar trebui să-și ia pe Garcea și să plece la umbra stejarului? Vă spun și eu, doamna Mantea, nu de alta, dar dacă tot vrea să se urineze, să se urineze acolo la copac, precum cățelele în călduri. Și Garcea să meargă cu ea, pentru că el
o susține și el îi mulțumește, că am înțeles aseară Virginica era la Viorela Lis, unde blesteamă și înjură și aia și o face pe Bianca, una cu pământul, că e alcoolistă, pe Patrick, că e Patrocle, dar dacă le întreb, măi, ce v-a făcut Bianca, de n-o suportați? Nu știu să-mi spună. Măi, ce-au făcut copiii ăștia în emisiune și nu vă place? Nu știu să spună. Dar spun decât atât, că se cunosc de afară, în condițiile în care Garcea a venit cu nevastă în emisiune, ca să vedeți cât de... Și atunci, doamna Mantea, vă rugăm din suflet, pentru că s-a folosit acest Garcea și de Alexandra, bine, și Alexandra a fost mână în mână cu el, dar Dumnezeu a iubit-o și l-a trimis pe Denis și acum pare să fie o iubire frumoasă, o aventură, nu știm, dar ceva frumos, care ne face nouă o plăcere telespectatorilor, eliminați-l pe Garcea. Ca să meargă la stejar cu tanti Geta și să nu mai șantajeze și să-i facă psihic pe toți concurenții și să le trimită mesaje în privat cu duiumu, cu blesteme și cu toate cele. Eu sunt obișnuită, n-am nicio treabă. Ba din contră, eu m-am usc când le văd. Zic, mamă, le-am dat-o la temelie. Ia uite ce am scos din el. Așa că, dragii mei, mare atenție. Bianca, Elena, Denis, Alexandra, Patrick, mare atenție. Mare atenție că asta urmărește să vă facă psihic cum au reușit cu Roberta și cu Sebastian, așa vor să facă cu voi. Acum am înțeles că își vând oi, că își vând capre, că își vând case. Vezi, doamne, la mișto, dar eu cred că e și un miez de adevăr pe acolo, să-l voteze pe Garcea. Ce mi-ar plăcea? Să vi-l țină, doamna Mantea, vreo 2-3 săptămâni, să vă băgați tot la manet și, pe urmă, să vi-l dea pe ușa din dos. Că asta meritați. Dacă Garcea nu se dezice de voi, atunci să plece ca jandarm. Pentru că și jandarmul începuse jihadul cu aia la pizza, care acum îl susține pe Garcea în condițiile în care acum vreo 2 luni urla și îl blestema pe Garcea că de ce l-a înjurat pe jandar. Acum câteva luni o dădea pe fisa lui Robi și acum e împotriva lui Robi și îl vrea pe Garcea. Deci ca să vedeți până unde duce fericirea acestor femei. Nefericite sunteți. Viața voastră este pardaf. Și acum vă răzbunați pe acești tineri care n-au greșit cu nimic și chiar aș vrea să-mi spune și mie ce v-a făcut Bianca și Patrick. Ce au făcut urât în această emisiune și aș vrea să-mi spuneți ce fapte notabile a făcut Virginica și Garcea în această emisiune de-i susțineți cu atâta înverșunare. Chiar sunt curioasă. Să-mi scrieți ăștia haterii, conturile alea false. Dar lăsați înjurăturile, că am văzut că mai mult de atât nu puteți decât proștii înjură. Verbalizați și argumentați logic, dacă puteți. Dacă nu, asta e. Așa că, dragii mei concurenți, încă o dată fac apel către voi, mare atenție, nu! Nu mai vorbiți cu Garcea, cu Virginica, cu Giulita și cu Moldo, pentru că își fac temele de acasă. Lăsați-i să vorbească ei între ei, nu le mai răspundeți la nimic, că atunci se vor distruge unul pe altul, ca boala autoimună. Voi retrăgeți-vă, Alexandra, Denis, Patrick, Bianca, Elena, Nicos, Robiță, nu știm pe unde e. Retrăgeți-vă într-o parte, băiatul nou. Și nu stați cu ei când vorbesc cu voi, ținta lor e să vă atace, ținta lor e să vă instige. Nu să vă lase să simțiți, să trăiți momentele astea frumoase pe care vi le-a oferit Canal D. Nu, ei vor decât să vă instige și mai ales Virginica și cu Garcea. Așa că fiți cu băgare de seamă și înțelegeți jocul murdar pe care îl fac acești concurenți cu acele susținătoare
de afară. Și bine ar fi ca staful să ia măsuri, pentru că ei au puterea în mână. Nu tantigeta cumva amenință că vă închide emisiunea, că nu știu ce vă face, că ea e șmecheră, cred că o luase la bord, zic și eu, nu știu. Vă las, vă doresc o zi minunată tuturor și ne vedem în seara asta pe live-ul justițiarilor. Și apropo, măi, Marian Țiganu, îmi dai replică, te consider bărbat? Un bărbat? Stofă? Nu, așa că n-am ce să-ți fac. Dacă tu consider că eu sunt frizeriță, asta e. Cunoști femeile și cunoști oamenii. Bravo ție. Atât că restul nu vreau să-ți dau replică, că nu meriți. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.